Văd de multe ori cum Dumnezeu aranjează lucrurile din timp atunci când ne preocupă un anumit subiect. În dimineața asta aș vrea să prezint înaintea dumneavoastră unul dintre textele arhi-cunoscute din Scriptură. Cred că până și copiii mici îl știu de la școala duminicală, lupta lui David cu Goliat. Pentru că, în ultima instanță, fiecare dintre noi avem, dacă nu un Goliat, mai mulți cu care avem de luptat, așa cum spunea la ora de rugăciune și Ben. Avem dușmani cu care luptăm. De fapt, în Vechiul Testament, și am studiat lucrul acesta la lecțiile de joi seara, când poporul lui Dumnezeu și-a trimis iscoadele în țara Canaanului să vadă cum este locul acela în care îi muta, practic, Dumnezeu, au venit și au spus că au găsit acolo pe Uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamurile uriașilor, înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste, spune Numeri, capitolul 13, versetul 33. Întotdeauna când dăm de uriaș și ni se pare că suntem așa de mici față de mărimea lor și ne simțim descurajați. Cred că exact același lucru l-au simțit toți evreii când înaintea lor, înaintea armatei lor, a înaintat acel Goliat, bărbatul acela uriaș, care a provocat națiunea lui Israel și a blestemat pe Dumnezeul lui Israel. Confruntarea aceasta între David și Goliat o putem citi în 1 Samuel, capitolul 17, primele 19 versete. Vă rog să vă imaginați aceste două armate față în față. Stau de multă vreme și se studiază și din când în când, din rândurile filistenilor, înaintează un uriaș, un bărbat neobișnuit de mare. Și uriașul acela este blasfemitor, provoacă poporul lui Dumnezeu și bleastămă oștirea Domnului. În același timp, Israelul este condus de Saul și dacă mai târziu Dumnezeu spune despre David că este un om după inima lui Dumnezeu, Saul este un om care este după inima lui, un om după inima sa, după propria sa inimă. Și atunci când îți conduci viața după propria ta inimă, când vezi un uriaș, nu poți să fii decât îngrozit, descurajat, plin de frică și cu tremur. Când te încrezi în tine însuți, atunci când greutățile par mai mari decât tine însuți, atunci intri în panică. Și panica este nu numai în inima lui Saul, ci a întregii oștiri a lui Israel. Întreaga oștire a lui Israel vede practic dificultatea dinaintea lor prin ochii împăratului. Văd un uriaș cu care nu te poți lupta. Un uriaș care e mai mare ca tine și cu care n-ai nicio șansă să te lupți cu el. Toți tremură, toți sunt îngroziți. Nimeni din Israel nu are curajul să primească provocarea aceasta de a lupta cu acest uriaș, deși să dau niște recompense extraordinare. Ajungi ginerile împăratului, fata împăratului ți este dată de soție, bineînțeles toate celelalte onoruri care vin din calitatea de ginere a împăratului însoțesc și le va primi curajosul care se va duce la luptă cu acest uriaș. Dar iată că deodată pe câmpul de luptă apare cineva nou care nu este din armată, apare David. Apare un ciobănel care este trimis de taică să se ducă de mâncare la frații lui care sunt pe câmpul de luptă. Inima lui David este o inimă după inima lui Dumnezeu, devotată, bucuroasă, ascultătoare. Și cineva a spus că dacă vrei să ai succes în viață, formula este foarte simplă. Trebuie să te bazezi pe Dumnezeu, e adevărat, trebuie să ai și pregătirea necesară și oportunitățile adecvate. Și lucrul acesta duce la succes întotdeauna. Dar primul în formula succesului este Dumnezeu. David este un asemenea om. Aș vrea să zăbovim acum în continuarea predicii mele
pe textul din 1 Samuel, capitolul 17, începând cu versetul 20 până la sfârșitul acestui capitol, și să analizăm operațiunea aceasta prin care David îl învinge pe Uriaș și să învățăm câteva lucruri foarte practice, cum să ne învingem uriașii din viața noastră. Acum fiecare dintre noi știm că avem de luptat cu Satana, este dușmanul nostru a tuturor. Și dacă ne uităm bine la el, e mare, e puternic și rău, nu-i așa? Întotdeauna când ne uităm la dimensiunile lui, la capacitățile sale și ale noastre, începem să tremurăm. Apoi un alt dușman pe care fiecare dintre noi îl avem este lumea în care noi trăim, chipul acestui veac, modul de a gândi a lumii în care noi trăim. Sunt tot mai mulți oameni astăzi care sunt în fiecare zi mai înfricoșați de acest chip al veacului nostru în care noi trăim. Imaginați-vă când am venit în America, ne-am fi putut imagina, am fi avut curajul să gândim că vom trăi zile ca și zilele pe care le trăim acum, nu? Să-ți trimiți copiii la școală și copiii să vină să spună că își pot schimba sexul dacă vor, pentru că așa învață guvernul, că așa învață școala. Nu ne-am fi putut imagina că trăim la poarta Sodomei, nu-i așa? Nu ne-am fi putut imagina niciodată. Noi am fugit de comunism și am venit aici și am dat de niște lucruri mult mai grave decât alea de care am fugit noi. Și nici măcar nu știm să ne apărăm de ele. Lumea în care trăim noi este un uriaș cumplit. Dacă ne gândim numai la situația politică din lumea lor actuală, te apucă spaima, nu-i așa? Război în Ucraina, război la porțile României, un posibil al treilea război mondial îl putem aștepta cu fiecare știre. Suntem pe un butoi de pulbere. Lumea este divizată nu numai în, eu știu, categorii politice, dar este divizată economic, este divizată în interese extrem de periculoase. Lumea aceasta este un uriaș prea mare pentru noi. Aproape că suntem îngroziți cu cine avem de luptă, nu-i așa? Apoi, dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi avem firea noastră pământească, care este uneori un Goliat prin ispitele ei, nu? Prin tentațiile care există astăzi, prin, eu știu, izbucnirile naturii noastre vechi, pe care greu o ținem sub control. Ce să mai vorbesc de problemele inerente înaintări în vârstă, bătrânețe, boli, moarte, nu? Toți ăștia sunt niște uriași cu care luptăm. Nu mai vorbesc că suntem înconjurați de oameni greu de mulțumit, așa-i? Unii suntem căsătoriți cu ei, alții lucrăm pentru ei. Suntem în mijlocul lor, nu? Țin minte că în România, la un moment dat, am avut o discuție cu unul dintre membrii Comitetului Bisericii. Și după ce am auzit opiniile și atitudinea lui, cum s-a purtat cu mine, i-am spus: dumneatale, ești un om foarte dificil. Aha, mi-a zis ăsta, s-a dus direct la comitet și în câteva minute am fost chemat la Comitetul Bisericii. Zice: fraților, individul ăsta mi-a spus că sunt un om cu deficit. În perioada aceea, deficit în România era că îți lipseau ceva sau ai furat ceva, dar în accepțiunea lui zicea că eu i-am spus că are deficit aici la cap, este subdezvoltat sau să nu zicem alte cuvinte, și m-a acuzat în fața fraților că i-am spus că este un om cu deficit. E adevărat că avea un deficit foarte serios de înțelegere, în primul rând a gramaticii și a limbii române. Dar a fost foarte greu să am de-a face cu asemenea oameni. Uneori sunt colegii noștri de lucru, nu? Sau uneori sunt frații de la biserică. Și este foarte greu să lupți cu Goliat de genul ăsta. Și aș vrea să învățăm în această dimineață câteva lucruri foarte practice. Cum să avem victorii
împotriva acestor goliați cu care noi ne luptăm. Regula numărul 1, versetele 20-22. Fă lucrurile obișnuite neobișnuit de bine. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre David. David s-a sculat dis de dimineață. Hei, tineri, ascultați chestia asta, că poate sună foarte ciudat pentru voi, nu? Dis de dimineață, să te scoli dis de dimineață, nu? Fără ceas, fără, eu știu, telefon care să te sune, nu? Fără să bată tata în ușă, să te scoli de unul singur dis de dimineață. E un lucru fantastic, nu? Mai ales pentru un tânăr ca și David. A lăsat oile în seama unui pasnic. Nu le-a lăsat aiurea pe câmp. Nu? Ce oie? Merge la luptă, merge să vadă armata. Nu? Însărcinare foarte mare. Ce oi, domnule? Lasă-le să le mănânce lupii. Nu, le-a dat în îngrijirea cuiva. A avut grijă de ele. A luat lucrurile care le-a dat taică-s-o, a avut grijă de ele, le-a împachetat. A plecat cum îi poruncise Isai, cum i-a poruncit taică-s-o, a ascultat de taică-s-o bine de tot. Ascultă-mă, dacă vrei să biruiești uriașii din viața ta, ăsta este primul lucru esențial. Fă lucrurile obișnuite, neobișnuit de bine. By the way, fă-ți patul dimineața, ok? Fă-ți patul dimineața. Am o problemă cu unul dintre nepoții mei, când vine la mine, cum iese din dormitor, mă duc să controlez dacă și-a făcut patul sau nu. Acum deja se trezește singur și vine la mine și spune, bunul, mi-am făcut patul. No, slavă Domnului, așa trebuie, am spus. Dacă vrei să distrugi uriaș, trebuie să începi să-ți faci patul de dimineață. Țin minte că pe băieții mei i-am înspăimântat grozav de tot să-și facă paturile, că am spus că mă duc la școală și am să rog pe profesor să lase, să le dea voie să vină acasă să-și facă patul, că a uitat să-și facă patul dimineața. Mi-au spus, zice, pentru că ești în stare să faci o chestie din asta, te știm foarte bine, și își făceau paturile dimineața, domnule, nu venea să cred. Ascultă-mă bine, fă lucrurile obișnuite, neobișnuit de bine. Fă-ți temele, fă-le până la capăt. Când eram în școala primară, am avut un dascăr care de meserie era tractorist. Așa era pe vremea aceea, nu? Ăsta a fost cel mai intelectual din câteva sate din jur și ne-au pus dascăr pe ăsta. Și pentru că nu știa el prea multă carte și metode de predare, dar știa un lucru. Ne dădea temă de casă permanentă. Știți ce înseamnă asta? Să copiez lecția din abecedar în caietul de teme, scris frumos cu cerneală. Cei care ați crescut cu pixul în mână nu știți ce înseamnă toc și cerneală. Habar n-aveți despre treaba asta. Ia cumpărați-vă și încercați să scrieți ceva cu toc și cerneală și să vedeți că nu e un lucru prea ușor. Ei, când se păta vreo pagină, tata avea un ochi dresat pentru paginile mele pătate și le rupea. Aveam foarte puțin nevoie în caiet, le rupea din nou. Trebuia să mergi la școală cu pagina curată, scrisă, toată lecția. Ei, dar s-a întâmplat că într-o zi am descoperit cu spaimă că am uitat o propoziție din lecție. Și dascărul nu s-a prins, domnule. Nu s-a prins deloc. A doua zi am uitat două propoziții și nici acum nu s-a prins. Și mi-am împărtășit bucuria cu toți ceilalți colegi de clasă. Domnule, uite ce se poate face. Și foarte curând s-a prins dascărul, pentru că mergeam toți numai cu prima și ultima propoziție din lecție scrisă pe caietul ăla. Și a urmat o bătaie din aia pe care greu am uitat-o cu toții. De la 1 la 21. Atât eram în clasă. Era clasa 1-a și a 3-a împreună. Și dacă unul făcea o prostie, ne bădea pe toți. Nu contează în ce clasă ești și ce ai făcut.
tractoriștii aveau o metodă foarte bine pusă la punct pentru educația noastră. E bine, dacă trebuie să faci o temă, scrie toate propozițiile, te rog, scrie-le bine. Dacă trebuie să mături, mătură bine, te rog. Unul dintre colegii mei de liceu a ajuns profesor de matematică la un liceu de informatică din Timișoara. Ne-am întâlnit imediat după Revoluție și mi-a povestit o experiență unică așa din viața lui de profesor. Zice, mă, Petrică, am numai fii de foști membri de partid, directori, tot felul de oameni mari, toți și-au trimis copiii la informatică, zice el. Zice, mai am avut vreo doi așa de încuiați la cap și răi, că nu făceau nimic, domnule. Au rămas corigenți și au venit la vară să dea examen. Și am întrebat, mă, băieți, ce știți voi să faceți? Că văd că matematică nu știți. Ce știți să faceți? S-au uitat. Ce, mă, știți să măturați? Da, au zis ei. Bun, ia mătura asta, luați curtea școlii din capătul ăla până ăla. Dacă o măturați bine, vă trec la matematică, mă băieți. Și am întrebat, zice, au măturat, da, de unde? Zice, nici să măture nu știau nenorociță, știi? I-am picat corigență. Dacă faci ceva, fă bine, te rog, fă bine. Întrebați pe părinții voștri ce apreciați au fost când au făcut ceva și au făcut bine și au făcut până la capăt. Zilele acestea mi-am adus aminte de un frate din Chicago, de la altă biserică, de la Biserica Baptistă, a lucrat pentru mine, a făcut ceva siding la o casă. Și probabil a căpătat un geam mai bun, m-a lăsat cu geamul neterminat și am stat câteva săptămâni și tot l-am sunat și n-a răspuns și l-am căutat și nu mi-a răspuns. Ei, l-am sunat pe pastorul bisericii, pe fratele Alexa Popovici și am spus, frate Alexa, să-i spui la fratele ăla, așa că baptiștii n-o să fie mântuiți. A doua zi a venit la lucruri imediat omul și și-a făcut geapul până la capăt. Probabil că fratele Alexa Popovici a înțeles mai mult decât am vrut eu să spun și critica a lucrat. Dacă trebuie să faci ceva, fă până la capăt și fă bine. Asta este prima premiză, să ucizi uriași, să biruiești uriașii din viața ta. Fă lucrurile bine și fă-le până la capăt. Numărul 2, versetele 23 la 27. Pe când vorbea cu ei, iată că filisteanul din Gat, numit Goliat, a înaintat către cele două oștiri, ieșind afară din șirul rele filistenilor. A rostit aceleași cuvinte ca și mai înainte și David le-a auzit. La vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-au apucat o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acela înaintând? A înaintat ca să arunce o cară asupra lui Israel. Dacă îl va omoră cineva, împăratul va umple de bogății și îl va da de nevastă pe fica sa, și va fi scutit de dări casa tatălui său în Israel. Lecția numărul 2. Dacă vrei să ucizi uriași în viața ta, privește viața prin ochii lui Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu. Uită-te la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Nu din punctul tău de vedere. Nu din ceea ce crede lumea, nu din ceea ce văd alții, nu din ceea ce interpretează agențiile de știri. Uită-te la lume din perspectiva lui Dumnezeu. Toți ceilalți vedeau un uriaș care vine și blastămă pe poporul lui Dumnezeu. Vine tinerelul ăsta care are complet altă perspectivă. El zice, băi, o fie ăsta mare, dar cât e de mare, atât e de prost. Pentru că s-a legat de Dumnezeu și cine se leagă de Dumnezeu e un mort deja.
Nu îmi trebuie decât câteva pietricele să dau cu ăsta de pământ. Ăsta e mort deja. Ăsta și-a ales un dușman mult mai mare decât el și acesta este Dumnezeul meu. Uită-te la lucruri din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Pe partea cealaltă, asta am mai spus-o în biserică, David a putut gândi cam așa. Măi, eu m-am specializat în praștie așa de bine că am lovit toți pomuleții, toate crengile din drum. Ăsta e prea mare să nu-l pot lovi, nu? Ăsta e prea uriaș să nu-l nimeresc. Trebuie să fiu un țintaș foarte prost să nu-l nimeresc pe ăsta așa de mare. Uită-te la lucruri din altă perspectivă decât aia generală. Uită-te la lume din perspectiva lui Dumnezeu. Sfatul numărul 3. Permite cauze care o ai să-ți biruiască criticele, pentru că o să fii criticat. Dacă nu ai o cauză mai mare decât critica ce ți se aduce, o să cazi, o să sucumbezi. Iată ce spune versetul 28 la 30. Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii, care aceștia s-au aprins de mânie împotriva lui David și a zis: pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustiu? Îți cunosc eu mântria și răutatea inimii. Te-ai coborât să vezi lupta. S-ar putea cu Golia să ai puține afaceri de făcut, să-l termin repede. Dar pe frați lucrurile stau foarte diferit. Nu poți să pui praștia pe ei, nu? Trebuie să reziști la critică ca să te duci să lupți cu Goliat. Vor fi întotdeauna câțiva care o să spună: băi, Mickey Mouse, ia stai tu pe scaunul tău, vezi nu l-ai văzut cât e de mare. Tu te-ai uitat în oglindă recent, nu? Te-ai urcat pe cântar să vezi câți pounds ai. Ia mai măsoară-te să vezi cum stai cu înălțimea. Am o problemă acum când mă duc la doctor, mă întreabă cât de înalt sunt și nu mai sunt așa cum am fost, nu? Am mai scăzut vreo 2-3 inci și îmi vine greu să recunosc chestia asta. Acum bucuria este că dacă mă întreabă câți pounds am, aici am mai mare bucurie să spun că am mai scăzut din ei, nu? Dar când e vorba de înălțime, e greu să recunoști, nu-i așa? Nu mai ești așa de mare ca înainte, nu-i așa? Ei, întotdeauna va fi cineva care îți va spune că ești mic, că ești slab, că nu poți, că nu știi, că ești român, că nu știi engleză bine, că nu te pricepi la aia și la cealaltă. Țin minte că odată cineva, nu mai știu ce să mai spună, câte defecte am, mi-a spus că sunt urât. Ce nu vezi cât ești de urât. Acum, cum n-am putut să rezist la simțul umorului, am zis: mă, frate, dacă am fi la un concurs de frumusețe, cred că aș fi mai în față cu vreo două locuri decât tine. Nu? Că problema este că nici ăsta nu era prea frumos care îmi găsise defectul ăsta. Dar sunt oameni care o să găsească ceva, că nu te poți lupta, că nu te poți duce, că nu te pricepi, că nu ești adecvat. Și dacă n-ai o cauză mai înaltă decât criticile astea care ți se aduc, nu o să mai te duci la bătălie, te duci la oi înapoi. Te duci înapoi la ceea ce știi să faci. Nu o să te lupți cu uriașul ăsta. O să spui și tu ca evrei de altă dată că ești o mică lăcustă față de uriașii ăștia care stau în calea ta. Numărul 4. Nu te teme să te implici, nu te teme să intri în mijlocul problemelor. Foarte mulți dintre noi avem întotdeauna reticențe când mirosim că e o problemă undeva, o luăm pe de alături, nu ne băgăm, nu e de noi, nu vrem să ne implicăm, nu vrem să ne complicăm, nu. Mai bine să o ducem noi bine, lasă să se lupte ăia la alți, noi vrem să scăpăm. Nu te teme să te implici. Versetul 31 la 32. Când a auzit cuvintele rostite de David, au fost spuse înaintea lui Saul, care a trimis imediat să-l caute.
David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Wow! Îmi închipui ce șocat a fost Saul, nu? Împărat cu armură, cu tot ce vrei, nu? Vede ciobănelul ăsta cu față frumoasă, spune Sfânta Scriptură. Nici nu avea față de războinic. Războinicul trebuie să fie urât, domnule, să fugă lumea de ei, nu? Dar asta era drăguț, era simpatic, era, cânta bine, nu? Ne-a mai pomenit. Nu te teme să te implici, ok? Problemele, dacă vrei să fie rezolvate, du-te și pune umărul la rezolvarea lor. Nu fugi de greutăți. 4 jumate, dacă vreți. Imediat vor veni binevoitorii să te ajute. Saul zice, no, băiete, no, bine că tu vrei să mori, slavă Domnului că este unul dintre evrei care vrea să moară, dar nu poți să pleci așa, mă. Tu nici măcar nu arăți soldați, arăți a cioban, nu? Aici toată lumea arată soldat. Uite, îmbracă-te cu hainele mele și îl îmbracă pe bietul David cu hainele împăratului. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, i-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul pe hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armura asta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Ăsta nici măcar nu știa să umble cu armura aia. Am mai spus odată, mi-aduc aminte, deși bătrânii cam uită că au mai zis lucruri câteodată, în Spania am vrut să cumpăr odată o armură de cavaler. Voiam să o pun în holul bisericii și să spun platoșa neprihănirii, coiful mântuirii, să pun toate etichetele, să știe frații de armura creștină. Dar un frate român de acolo din Spania, care era cu mine la magazin, a întrebat, frate, la ce trebuie așa ceva? Eu mă gândeam cum să o transport, că era, vă dați seama, mare. Și am spus, pentru ședințele de comitet, frate, când avem ședințele de comitet, mă îmbrac în aia, mă duc la luptă. Wow! Armura care nu ți se potrivește. Întotdeauna vor veni binevoitorii în fața conflictului la care te găsești să-ți ofere soluții. Refuzele nu se potrivesc cu persoana ta, nu se potrivesc cu caracterul tău. Armele tale sunt armele care ți le-a dat Dumnezeu. Folosește-le pe acelea. Și David a știut foarte bine. Numărul 5. Adu-ți aminte de succesele trecutului ca să ai încredere în încercarea prezentului. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia oaia din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei. Căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. Adu-ți aminte că Dumnezeu ți-a dat niște experiențe din trecutul tău și nu sunt întâmplătoare. Te-a trecut prin necazuri, te-a trecut prin boli, prin suferințe, prin încercări deosebite ca să te antreneze, să te formeze pentru marele bătălii care urmează să le ai. A lui David nu i-a trecut niciodată prin cap că luptându-se cu un urs sau cu un leu, el face exerciții acum pentru Goliat. Nu? Absolut deloc. Dumnezeu nu ne revelează dinainte că este un antrenament pentru marea bătălie. Dar experiențele acestea ale trecutului trebuie să devină inspirație și trebuie să căpătăm încredere în Dumnezeu. Și logica este simplă. Același Dumnezeu care m-a izbăvit din
gheare ursului sau leului, mă va izbăvi și din mâinile acestui filistean. 6. Folosește-ți pregătirea pentru confruntarea oportunităților. Folosește-ți pregătirea care o ai. Ce știa David? Știa să arunce cu praștia. Băieții care erau la oie și se plictiseau, nu, ce să facă altceva? Ori cânti din chitară sau fluier, nu? Ori iei toți copacii la rând și faci antrenament. Folosește-ți pregătirea pentru confruntarea oportunităților. 7. Privește-ți dușmanul direct în ochi, așa cum a făcut-o David. David s-a uitat direct la filistean. S-a uitat direct în ochii filisteanului. 8. Bizuie-te pe Dumnezeu ca singura sursă a puterii și încrederii tale. Bizuiește-te pe El. Versetele 45 la 47. Cuvântul lui Dumnezeu este extraordinar. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu sulițe și cu pavăză, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele și te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile, tabere filistenilor, păsările cerului și fiarele pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Sunt cuvinte extraordinare, demne de un profet mare al Vechiului Testament, nu? Dar sunt cuvintele credinței, sunt cuvintele celui care se bizuiește pe Domnul și se duce la război împotriva lui filisteanului. Atacă fără șovăire, spune Sfânta Scriptură, că a fugit în versetul 48. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. 10. Decimează-ți dușmanul complet. Pe câmpul de luptă, cineva a spus că lui Goliat i-a trecut ceva prin cap. Ia o piatră așa mică, ascuțită din praștia lui David. Nu s-a mulțumit David cu atât. S-a dus, a luat sabia aia mare, care cred că de-abia a ridicat-o, și a tăiat capul filisteanului. L-a decimat, l-a terminat. Și ultimul lucru care vreau să le spun, fii atent că victoria ta întotdeauna va aprinde focul și credința în alții. Rezultatele sunt extraordinare. Uriașul este înfrânt, oștirea filistenilor este bătută, este pusă pe fugă. Întotdeauna când îți omori uriașul care stă în cale, vei crește spiritual, ai o experiență extraordinară, oamenii vor ști și se vor bucura toți de victoria ta, Dumnezeu va fi înălțat și glorificat. Iată câteva lecții foarte practice din experiența lui David, cum să ne învingem uriașii. Vei ajunge în situații imposibile sau vei da peste oameni imposibili. Ești sau probabil vei intra în relații ireconciliabile. Nu te vei înțelege cu oamenii. Diferențele vor fi prea mari. Vei da de ispite irezistibile, de păcate mari care îți bat la ușă. Amintirile unui trecut dureros sau murdar sunt pe urmele tale. Nu știu ce Goliat îți stă în cale. Dar Goliat poate să fie înfrânt. Atâta timp cât te duci înaintea lui în numele Domnului și te lași cu totul încrezător în numele lui și în puterea lui cea mare și numele lui să fie slăvit în vecii vecilor. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune și haideți să mulțumim lui Dumnezeu că El este Cel care ne dă victorie împotriva uriașilor care ne stau în față fiecăruia dintre noi. Și să-L rugăm să fie cu noi și să nu ne părăsească niciodată. Amin.